Frați și surori, dacă aveți Biblia dumneavoastră, vă rog să le deschideți împreună cu mine la Evanghelia după Luca, în capitolul 1. Vom citi din versetul, începând cu versetul 5 până la versetul 20, textul referitor la lucrarea de binecuvântare din această dimineață. Evanghelia după Luca, în capitolul 1, începem citirea cu versetul 5. Gospel of Luke, chapter 1, starting verse 5. În zilele lui Irod, împăratul iudeii, era un preot numit Zaharia din ceata lui Abia. Nevasta lui era din fetele lui Aron și se chema Elisabeta. Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduierile Domnului. N-aveau copii, pentru că Elisabeta era stearpă și amândoi erau înaintați în vârstă. Dar, pe când sluja Zaharia înaintea lui Dumnezeu, la rândul cetei lui, după obiceiul preoției, a ieșit la sort să intre să tămâieze în templul Domnului. În ceasul tămâierii, toată mulțimea norodului se ruga afară. Atunci un înger al Domnului s-a arătat lui Zaharia și a stat în picioare la dreapta altarului pentru tămâiere. Zaharia s-a înspăimântat când l-a văzut și l-a apucat frica. Dar îngerul i-a zis: nu te teme, Zaharia, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Nevastă ta Elisabeta îți va naște un fiu, căruia îi vei pune numele Ioan. El va fi pentru tine o pricină de bucurie și veselie și mulți se vor bucura de nașterea lui, căci va fi mare înaintea Domnului. Nu va bea nici vin, nici băutură amețitoare și se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele mamei sale. El va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor. Va merge înaintea lui Dumnezeu în Duhul și puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători, la umblarea și în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să gătească Domnului un orod bine pregătit pentru el. Zaharia a zis îngerului: din ce voi cunoaște lucrul acesta, fiindcă eu sunt bătrân și nevasta mea este înaintată în vârstă? Drept răspuns, îngerul i-a zis: eu sunt Gavril, care stau înaintea lui Dumnezeu. Am fost trimis să-ți vorbesc și să-ți aduc această veste bună. Iată că vei fi mut și nu vei putea vorbi până în ziua când se vor întâmpla aceste lucruri, pentru că n-ai crezut cuvintele mele, care se vor împlini la vremea lor. Amin. Păi vi să le ocupați locurile, frate și surori. Așa cum obișnuiesc de fiecare dată, aș vrea ca și în această dimineață să spun și să spunem împreună: binecuvântat să fie Domnul. Amin. Mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră din nou în această dimineață la părtășie. Deși nu mă gândeam că o să mai revin așa de repede la voi, la Maranata, pentru că Biblia zice să calci rar în casa aproapelui tău, prietenului tău, dar conjunctura a făcut ca să ajung din nou datorită acestei binecuvântări și felul care Domnul a lucrat în familia Grigorșiță, în familia lui Cristi și a lui Ioana. Domnul să-i binecuvinteze. Le-am promis atunci seara când am mers la spital să ne rugăm, după ce am venit, am ajuns târziu, aproape de miezul nopții la spital, venind din Atlanta. După ce ne-am rugat, i-am spus: dacă Domnul împlinește așa cum a vorbit, ne vedem la binecuvântare. Și atunci trebuie să mă țin de cuvânt că Domnul a lucrat și sunt în casa Domnului și ei și eu. Mi-am pierdut vocea de dimineață, nu știu ce s-a întâmplat, de-abia vorbesc, sunt puțin răgușit, vă rog să vă rugați să-mi dea Domnul și voce, să pot să vestesc cuvântul Domnului așa cum este el. Vă aduc salutări sfinte de la Biserica Tabor, pe care o slujesc, de la frații slujitori de acolo, fratele Petrică, ceilalți frați din conducere, care știu și au știut de venirea mea biserică, care știu de venirea mea la dumneavoastră, au transmis mult har și pace. Mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră la părtășie, deși nu sunt cu întreaga familie în dimineața aceasta. Am reușit de sărbători să fim prin zonă pe la dumneavoastră, acum cu Thanksgiving-ul acesta. Dar nu toți copiii mei sunt bine, alții sunt bolnavi și au trebuit să rămână acasă la soră mea aici, la Alina.
Dar mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră la părtășie. Mulțumesc Domnului pentru această oportunitate. Mulțumesc fraților din conducere pentru oportunitatea care mi-a dat să slujesc. Fratelui Nelu, fratelui Jean, Domnul să-i binecuvinteze. Mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră și de asemenea fraților care sunt în slujire aici, care au trebuit oarecum să cedeze atunci când sunt musafiri, că așa se întâmplă. Domnul să le răsplătească și slujirea fraților de aici și să-i binecuvinteze Domnul. Mă bucur să mă întâlnesc și cu Flavius, cu care nu ne-am întâlnit de ceva vreme. Cred că ultima dată tot la Maranata ne-am întâlnit. Și din nou în această zi suntem aici să slujim împreună. Domnul să-l binecuvinteze și pe el și casa lui și biserica să spună amin. Să fiți mai bogați în amin, că binecuvântând pe alții vine binecuvântarea și peste noi. În această dimineață, frații mei, aș vrea să zăbovim câteva minute în cuvântul Domnului și să mai învățăm ceva legat de viața noastră de umblare cu Dumnezeu. Chiar dacă este o slujbă împărțită în două, ceea ce îmi revine mie în această dimineață este să vorbesc despre partea aceasta a binecuvântării copiilor. Însă din subiectul binecuvântării copiilor, ce aș vrea să mă leg în această dimineață cu ajutorul Domnului este un subiect legat de ascultarea rugăciunilor, felul în care Dumnezeu ascultă rugăciunile și mai cu seamă tema din această dimineață, aș spune eu, ar fi când Domnul hotărăște să răspundă la rugăciuni uitate. Fiecare dintre noi, vrem sau nu vrem, avem rugăciuni la care Dumnezeu nu ne-a răspuns. Și după un timp nu ne-a mai rugat. Nu știu dacă dumneavoastră ați pățit așa, dar eu am pățit așa. De fapt, gândul care m-a măcinat în ultima vreme, dând peste acest pasaj, e că, nu chiar acum, de probabil mai bine de o lună de zile în urmă, am început să-mi fac o revizie la unele rugăciuni la care m-am oprit să mai mă rog. M-am oprit să mai mă rog, crezând că Dumnezeu, probabil că are alt plan, Dumnezeu fiind suveran, El hotărăște toate în viața noastră și atunci le-am lăsat pe seama lui Dumnezeu și unele rugăciuni n-am mai insistat să mă rog pentru ele. Cazul de față ne vorbește despre doi oameni înaintați în vârstă care au avut o rugăciune fierbinte 10 de ani de zile. Doamne, dă-ne un copil! Doamne, dă-ne un copil! Și Dumnezeu nu le-a dat. Și la un moment dat, oamenii aceștia nu mai se roagă, pentru că a trecut vremea. Și au hotărât că așa a vrut Dumnezeu. Și sunt momente în viața noastră de credință cu Dumnezeu, în care Dumnezeu ne învață multe lucruri. Îmi dau seama pe măsură ce înainte și eu în ani și în vârstă, că de fapt știu tot mai puține despre Dumnezeu, că tot mai puține lucruri care am crezut că știu, nu le știu și că am nevoie să trăiesc o viață de credință cu Dumnezeu nici măcar pe baza unor învățături care le-am primit, ci pe baza unor experiențe care încep să le trăiești cu Dumnezeu și care uneori îți schimbă felul tău de gândire. Nu știu dacă ați trecut prin asemenea experiențe. Ai crezut într-un fel pe Dumnezeu și după ce ai trecut printr-o vale adâncă, îl vezi altfel pe Dumnezeu. Îl vezi diferit. Și în această zi, pentru că este vorba de o binecuvântare de copii, aș vrea să ne oprim în cuvântul Domnului, să vedem puțin felul în care Dumnezeu hotărăște să răspundă. Și eu cred că și astăzi sunt persoane aici care, dacă s-au oprit să mai se roage lui Dumnezeu, totuși Dumnezeu mai are un cuvânt și mai poate să răspundă și astăzi. Dumnezeu mai poate aduce rezolvare și astăzi. Este o binecuvântare de copii și mă gândesc că și Ezra, care astăzi este adus la binecuvântare, acest copilaș, Dumnezeu are un plan cu el. De fapt, trebuia să vină în urmă cu două săptămâni și uneori mă gândesc în mintea mea, poate că e un gând al meu, dar chiar și când trebuie să se întâmple anumite evenimente din acestea importante și ce rău se luptă, cred că totuși Dumnezeu are un plan aparte cu un copil din ăsta. De fapt, și numele care l-a spus voi lui Ezra, semnează Dumnezeu este ajutorul meu. Dumnezeu este tăria mea. Și mă rog ca Dumnezeu, prin Ezra, să lucreze el și să fie o binecuvântare pentru familia voastră. Și pentru Biserica Domnului.
Aș vrea să ne uităm în această zi în cuvântul Domnului și să vedem de la acești doi oameni care sunt înaintați în vârstă și care primesc răspuns la rugăciune când nu se mai așteaptă. Rugăciuni pe care le-au înălțat și le-au considerat uitate, rugăciuni la care nu au mai insistat. Cuvântul Domnului spune în versetul 7, spune că n-aveau copii pentru că Elisabeta era stearpă și amândoi erau înaintați în vârstă. Am vrut să văd totuși ce semnează această expresie înaintați în vârstă, cam care ar fi fost vârsta. Și Biblia nu ne dă detalii de vârsta lor, dar cuvântul acesta înaintat în vârstă are de a face cu oameni care au trecut prin viață. Li s-a cam dus timpul, cam asta însemnează tradus în limba română. Li s-a cam, au trecut cu multe experiențe în viață. Unii cercetători spun că ar fi avut 50 sau 60 de ani. Chiar alții ar spune, am citit, 70 de ani ar fi avut Zaharia și Elisabeta tot pe acolo, pe undeva aproape era. Nu mai așteptau să aibă copii. De unde înțeleg din versetul 24, pentru că Biblia spune așa, peste câtva timp Elisabeta, nevasta lui, a rămas însărcinată și s-a ținut ascunsă de tot 5 luni, căci zicea ea, iată ce mi-a făcut Domnul când și-a aruncat ochii spre mine ca să-mi iau cara dintre oameni. Cu alte cuvinte, nu se mai aștepta la momentul acela. Ba, acum se putea interpreta total diferit la vârsta aceasta, cum ne-a rămas însărcinată. Și Dumnezeu însă hotărăște să răspundă la o rugăciune la care ei au încetat să se mai roage, sau o rugăciune uitată. Mesajul această dimineață vrea să-l titulăm cu ajutorul Duhului Sfânt, când Domnul răspunde la rugăciune uitate. Când? Pentru că cred că și astăzi mai răspunde Dumnezeu. Sunt aici persoane ca și mine, la care sunt rugăciuni la care credeți că le-a trecut vremea și nu v-ați mai rugat pentru ele? Sunt aici persoane. Suntem, așa? Rugăciunea care le-am lăsat undeva deoparte. Când Dumnezeu răspunde la rugăciuni uitate? Și pentru că timpul se scurge, n-aș vrea să răpesc prea mult timp, pentru că sunt mai multe activități, dar pe scurt aș vrea să vorbim despre trei postaze în care Dumnezeu răspunde la rugăciuni uitate. Când? Când rămâi credincios lui Dumnezeu, chiar și atunci când Dumnezeu nu-ți răspunde. Când rămâi credincios lui Dumnezeu. Ia ascultați versetul 6. Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile lui. Oamenii aceștia spune Biblia că erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu. Dar nu numai că erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, dar oamenii aceștia spune că păzeau fără pată. Fără pată, erau perfecți în ceea ce făceau. Erau foarte religioși, dacă vreți, foarte corecți cu Dumnezeu. Erau foarte corecți în slujire, în dăruire și tot ceea ce făceau pentru Domnul, și spune, și toate rânduielile Domnului. Erau foarte atenți. Erau atenți la detaliile pe care le cere Dumnezeu din lege. Foarte interesant că amândoi nu au renunțat să slujească lui Dumnezeu, chiar dacă Dumnezeu nu le-a răspuns la rugăciune. Au aplicat legea suveranității divine. Pentru că acolo unde nu știm de ce, spunem și noi legea suveranității divine. Știe Domnul. Nu avem alt răspuns mai bun. Domnul știe de ce așa. Nu știi. De ce treci prin ce treci? Ai păcătuit? Ce s-a întâmplat? I-au aplicat legea suveranității divine. Au trebuit să ani de zile să suporte ocara și rușinea celor din jur. Biblia ne spune versetul 36 că o porecleau oamenii. Ia ascultați, spune. Iată că Elisabeta, rudenia ta, a zimislit și ia un fiu, îi spune îngerul lui Gavril Mariei, la bătrânețe. Și ascultați cum zicea, și ea căreia îi se zicea stearpă. Deci ei și porecleau, erau rușine. Pe vremea aceea să n-ai copii era un semn de blestem. De obicei, cine n-avea urmași era un semn de blestem pentru acel om, pentru acea familie. Dar cazul de față ne arată că nu toate lucrurile care merg rău în viața noastră sunt datorită păcatului sau blestemelor. Nu toate necazurile prin care trecem noi se datorează faptului că am păcătuit. Nu toate. Și în unele dintre ele Dumnezeu are un plan care e mai mare decât mintea noastră și decât gândirea noastră. Dumnezeu știe mai bine decât noi ceea ce e mai bine pentru noi.
Oare de câte ori n-a venit cel rău la tine să spună, uite, te-ai rugat, ai făcut atâtea pentru Dumnezeu și Dumnezeu nu te-a ascultat? Pentru ce te mai rogi? Pentru ce mai vii la biserică? Pentru ce mai slujești? Păi nu Dumnezeu ăsta care tu spui că îți face minuni, nu te ascultă. Pentru ce să te mai rogi? Oare de câte ori n-a venit cel rău la mintea ta sau la mintea mea și a venit? Oprește-te, n-are rost! Și totuși ai ales în această dimineață să fii în biserică, la Maranata, pentru că ai hotărât să rămâi credincios lui Dumnezeu. Creștinii care renunță la credință și devin atei sau schimbă religia sunt oameni care i-am întâlnit în viață uneori și au întâlnit oameni care, pentru că n-au avut o relație bună cu Dumnezeu, n-au avut ceva puternic cu ce să se lege viața cu Dumnezeu, la un moment dat au renunțat la Dumnezeu. Alții, pentru că au fost abuzați de religia din biserică, au renunțat la Dumnezeu. Cred că în ultima lună de zile Dumnezeu a rânduit să mă întâlnesc cu doi musulmani foști creștini aici în America. Unul dintre ei l-am întâlnit la un magazin european care l-avem acolo în California și a venit acolo și Duhul Domnului mi-a trimis să mă duc să vorbesc cu el și n-am vrut să mă duc prima dată, dar Duhul Domnului m-a trimis, m-am dus și am vorbit puțin cu el și Domnul mi-a spus atât, spune-i că-l iubesc. Și m-am dus la el și a spus, nu știu de tine, ce ai făcut, ce ești, cum ești. Se întorsese, renunțase la creștinism și a ajuns la islam în urmă cu vreo 6 luni de zile. Și omul acela mi-a spus că a trecut prin ce a trecut. Și tot ce am avut de spus, i-a spus, vreau să spun un singur lucru, Domnul Iisus mi-a spus să spun că te iubește. Și am plecat, am mai discutat puțin cu el, dar l-am lăsat în pace. Acum, în urmă cu 2 săptămâni, când am plecat la Atlanta și am venit spre dumneavoastră la binecuvântare, eram în LAX, în aeroport și avionul a întârziat câteva ore, a trebuit să rămân în aeroport, să stau, să aștept avionul. Și în timp ce eram acolo, am trecut pe lângă unul care lustruiește papuci. Și niciodată nu mi-am lustruit papuci, nici n-am papuci din așa scum că trebuie să lustruiți. Mi rezolv eu cum pot și Duhul Domnului mi-a spus, du-te și fă-ți papuci. Cum să mă duc să fac eu papuci? Nu am făcut niciodată. M-a dus, mi-am băut o cafea, am vorbit cu alții pe telefon și încă mai aveam timp până la avion. Și Duhul Domnului tot îmi spunea, du-te! Și am închis telefonul și a spus, vorbeam cu fratele meu în România și a spus, te las, Adelin, că trebuie să mă duc până într-un loc. Dacă nu mă, zic, Doamne, dacă nu-i nimeni, mă duc să vorbesc cu el, dacă ceva, nu mă duc. Și când am mers, nu era nimeni acolo, iar la el. Mers și am vorbit, am stat de vorbă cu el și am zis, auzi, cât costă un lustru de papuci? Mi-a zis, ei pe cât vrei tu, cât vrei să dai atâta, nu e un preț fix. Dar zic, ok, spune măcar cât să știu, am bani la mine sau nu. Aveam vreo $20 în buzunar și mi-a zis, dacă îmi dai $10, bine. Și m-am pus acolo pe scaunul ăla înalt și a început să-mi lustruiască papucii și zic, Doamne, ce să-i spun omul ăsta, de ce m-ai trimis aici? Nu știu ce să-i spun. Și Domnul spune despre mine. Și spun, uite, vreau să spun ceva despre Domnul. O, zice, vreau să spun și eu. Am fost și eu creștin, ca și tine. Dar m-am săturat de creștinism și acum sunt musulman. Și am început să vorbesc despre Dumnezeu. Spus, mi-am dat seama de ce Domnul m-a trimis la el și am vorbit despre Domnul cu el. Și la urmă, când a fost o discuție mai lungă, omul a început să fie cercetat. Mi-a și făcut o poză împreună la final. Și a zis, îmi dai voie să mă rog pentru tine. Și în timp ce m-a rugat Domnul, i-a început să-i spună câteva lucruri la care le avea în viața lui. Și că Domnul așteaptă să se întoarcă înapoi la el. Și omul acela a început să plângă și a zis, de unde ai știut tu lucrurile astea despre mine? Și a spus, nu știu nimic despre tine, dragul meu. Dar Domnul mi-a spus ce să-ți spun. Domnul încă te iubește. Domnul te vrea să te întorci înapoi. Și a zis, soția mea e creștină. Numai eu m-am dus la islam. Dar m-am hotărât. Nu merge bine, ceva scârție, spunea la acolo în islam. Avea nevoie de un mesaj de la Domnul. Ei, oamenii renunță la Dumnezeu pentru că au de-a face și cu anumite chestii în biserică care nu sunt bune. Dar cei mai mulți oameni, și aici vreau să ajung în această zi, cei mai mulți oameni renunță la Dumnezeu pentru că s-au rugat și Dumnezeu nu le-a răspuns cum au vrut ei. Și atunci zic, Dumnezeu nu există. Dacă ar fi existat Dumnezeu, mi-ar fi răspuns și la rugăciunea mea. Mi-ar fi vindecat mama, tata, fiul, fiica. Ar fi făcut Dumnezeu minuni? N-a făcut.
Nu există. Și sunt oameni care renunță la Dumnezeu pentru că n-au relație bună cu El. N-au relație personală și când intră la greu și dau de greu, spun, nu are rost. Oamenii aceștia doi oameni, acum în vârstă, oamenii aceștia puteau să renunțe, să zică și ei, de ce să mai slujim? Măcar că slujirea lor nu era o slujire oarecare, ci erau foarte atenți, foarte meticuloși în tot ceea ce făceau. Erau credincioși lui Dumnezeu. De fapt, ce mă gândesc eu aici, e un gând al meu personal, nu îl propag ca și o teorie, dar un gând personal. Cred că tocmai credincioșia aceasta a lor l-a determinat pe Dumnezeu să intervină. Credincioșia aceasta unor oameni care au zis, și dacă Dumnezeu nu răspunde, tot nu mă las de El. Că trei tineri în cuptorul de foc au zis și ei, chiar dacă Dumnezeu nu intervine, și ardem în focul ăsta. Mai bine ardem, dar nu ne lepădăm de Domnul. Credincioșia ta îl va determina pe Dumnezeu într-o zi la o rugăciune uitată, la care nu te-ai mai rugat pentru ea, să intervină mâna lui Dumnezeu. Și să lucreze pentru că este un Dumnezeu care și astăzi onorează pe oamenii care au credincioșie față de El. Păstrează-ți credincioșia înaintea Domnului. Chiar dacă tu crezi că a uitat Dumnezeu de rugăciunea ta, nu uita că Dumnezeu nu uită de tine. Dumnezeu te știe, Dumnezeu te cunoaște și mai mult decât atât Dumnezeu onorează pe cei ce se apropie de Dumnezeu și continuă să slujească în ciuda circumstanțelor. Când lucrează Dumnezeu, când răspunde Domnul la rugăciune ascultate, numărul 1. Când rămânem credincioși, chiar și atunci când Dumnezeu nu ne răspunde. Vine momentul când Domnul lucrează. 2. Domnul răspunde la rugăciuni care le-am uitat când vine să rezolve problema necredinței din noi. Vedeți, Zaharia, omul acesta, spune Biblia că era un om tare bun, era un om foarte credincios, dar fără credință. Credincios, fără credință. Ascultați versetul 20. Spune așa. Iată că vei fi mut și nu vei putea vorbi până în ziua când se vor împlini aceste lucruri. De ce? Înseamnă că putea să nu fie mut. Dar a fost amuțit pentru că n-ai crezut cuvintele mele care se vor împlini la vremea lor. Zaharia avea credincioșie, dar nu avea credință. Vedeți, este diferență între credincioșie și credință. A fi credincios însemnează să fii loial, să rămâi fidel lui Dumnezeu, indiferent de circumstanțele prin care treci, și a avea credință însemnează să crezi că Dumnezeu poate face totul indiferent de circumstanțele prin care treci. E o mare diferență între a fi credincios și a avea credință. Credincioșia e să rămâi loial, să vii la biserică și credincios este să mai crezi că Dumnezeu face și azi minuni. Cum ai venit la biserică și ți-ai arătat credincioșia întrebare, ești credincios? Bun, dar ai credință. Mai crezi tu că Dumnezeu mai poate răspunde la rugăciunea ta? Era preot. Și întreabă, dar cum se va face lucrul acesta? Acum, Domnul ne dă un alt exemplu, că Biblia e foarte bine relatează evenimente, să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu. Doar câteva versete mai departe, același înger merge la o altă persoană, la o tânără fecioară cu numele Maria. Și spune, iată că vei rămâne sărcinată și ea întreabă același lucru. Unul muțește și unul nu muțește. M-am întrebat, de ce pe Zaharia l-a muțit și pe Maria n-a amuțit-o. Că aceeași întrebare a pus-o și unul și altul. Și am aici o dilemă, dar mă gândesc eu că probabil că Zaharia a amuțit că ăsta era preot. Și Dumnezeu cere mai mult la cei ce predică, la cei ce slujesc, la cei ce fac o slujbă, la cei ce de ani de zile pe calea Domnului și a încărunțit pe calea Domnului și nu mai cred în Dumnezeu. Că avem astăzi peticostari care nu mai cred în minuni, nu mai cred în lucrările Duhului Sfânt, s-au lăsat de ele și cred în toate beazaconiile, dar nu mai cred în lucrările Duhului Sfânt. Dar-s credincioși și vin la biserică. Fratele meu, sora mea, nu știu cui vorbește în această dimineață Duhul Domnului, dar te întreb, mai ai credință? Mai ai credință? Omul acesta n-avea credință și pentru că n-avea credință, a zis, măi, mai bine taci până se împlinește, că tu strici mult. Că o să mergi acasă, și o să-i spui soției tale că uite ce ți-a arătat Domnul. Și când o să audă ea, la vârsta asta,
să fie scandal în casă. Și o să rămână gravidă. Și după ce rămâne gravidă, bietei Elisabeta i-a trebuit 5 luni de zile să realizeze că Dumnezeu îi făcea dreptate și răspunde la rugăciune pe care a uitat-o. Mă gândesc, ce-a fi fost în casa aia dacă putea să vorbească și Zaharia? Când Elisabeta n-avea cu cine să se certe, n-avea cu cine să vorbească, că ăsta era mut, vedea din numeri, nu știa. Și a zis, mai bine taci, că tu n-ai credință. Până se vor împlini lucrurile acestea, e bine să taci. Problema este că de multe ori noi ne rugăm, dragii mei, și suntem credincioși, dar fără credință. Și când Dumnezeu răspunde la rugăciunile acelea, de mult vine să se rezolve problema credinței în noi și să ne facă să înțelegem că avem de-a face cu un Dumnezeu care și astăzi rămâne neschimbat și lucrează ca în trecut. Slăvit să fie numele Domnului! Vă spun că trăind experiențele acestea, ce v-am spus la început, că unii v-ați uitat așa puțin mai ciudat la mine când v-am spus, am observat că oamenii care umblă cu Dumnezeu prin credință sunt cu oameni care, chiar dacă trec prin voi adânci, Dumnezeu întotdeauna îi scoate dincolo, biruitori. Asta m-a învățat. M-a învățat că nu contează cât de adâncă e valea, contează dacă tu mai ai credință într-un Dumnezeu care poate să te ridice și din valea umbrei morții și să-ți mai dea viață și astăzi. Măriți să fie numele Domnului pentru aceasta. Avem un Dumnezeu care schimbă lucrurile. Dar e o problemă cu necredința asta. Știți care e problema? E că atunci când Dumnezeu nu ne răspunde când vrem noi, Noi suntem limitați de timp și spațiu. Și pentru că suntem delimitați în timp și spațiu, noi avem părerea noastră că Dumnezeu trebuie să lucreze într-un anumit interval de timp. Ei nu s-au mai rugat pentru că trecuse vremea să mai aibă copii. Ce rost mai te rogi când a trecut vremea, nu? Nu mai te rogi, că s-a dus vremea. Noi credem, însă Dumnezeu nu e ca noi. Maria și Marta, spune Biblia, că l-au chemat pe Domnul să vină. Domnul a zăbovit, Lazar a murit, când s-a dus Domnul înapoi, acum era târziu. Așa spune Marta, Ioan 11:21, spune așa, Marta a zis lui Iisus, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. La fel spune și Maria. Cu alte cuvinte, Doamne, ai avut un timp când trebuia să lucrezi, de ce n-ai lucrat atunci? Cum e too late, prea târziu. Înțeleg și că bietul acesta, Zaharia, se îndoiește tocmai pentru faptul că a trecut vremea și zice, dar cum se mai face așa ceva? Cum? Dă-mi explicații, că nu mai înțeleg. Dragii mei, trebuie să ne uităm că Dumnezeu nu este limitat de timp și spațiu. Dumnezeu este atemporar. Adică este în afara timpului și spațiului. Nu-i ca noi. Psalmul 90, în versetul 4, ne vorbește acolo Moise, în pustiu, despre un Dumnezeu care nu este cuprins în limitele timpului. Și spune așa, căci înaintea ta, adică la Dumnezeu, 1000 de ani sunt ca ziua de ieri care a trecut și ca o strajă din noapte. Mă vreau să vă întreb, dumneavoastră, pentru că sunteți sănătoși, știți ce ați făcut ieri, da? Vă aduceți aminte, la ce oră v-ați trezit, când v-ați culcat, cu ce v-ați întâlnit, ce ați mâncat. Știți toate detaliile? Garantat nu se mai știți toate. Știți în mare evenimentele care v-au marcat în ziua de ieri și pe mine. Știu anumite lucruri, știu cu ce am vorbit la telefon, dar sunt lucruri care nu mai mi-aduc aminte în detalii. S-au dus. Oricât de mult aș vrea, s-au dus repede. A trecut ziua de ieri, unde? Nu știu, s-a dus, nu-i mai, gata. A trecut repede. Mi-a rămas ceva memorii din ea. Peste o săptămână mă aduc mai puțin aminte. Uite, dacă mă întreb ce am mâncat ieri, îți spun astăzi. Peste o săptămână, dacă mă întreb ce am mâncat ieri, trebuie să mai mă gândesc. Măi, stai mă, ce, chiar nu mai știu. S-a dus. Zice, Dumnezeu, auzi, o zi, 1000 de ani, o zi, nu contează, nimic ca toate, e ca o strajă din noapte. Știți cât e o strajă din noapte? 3 ore. De santinelă, 3 ore. Atât e 1000 de ani la Dumnezeu. Adică n-a știut Moise cum să explice mai mult că Dumnezeu nu-i cuprins în timp și în spațiu. Și vine apostolul Petru și reia ideea lui Moise. Și spune cuvântul Domnului, când Petru vorbește despre lucrul acesta, 2 Petru 3:8, spune așa. Dar prea iubiților, să nu uitați un lucru. Că pentru Domnul, și că aici ne bagă mai în ceață, o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Cu alte cuvinte, când te uiți la promisiunea lui Dumnezeu, nu-L băga pe Dumnezeu în timp și în spațiu, că nu funcționează.
Și spui tu că e târziu, la Dumnezeu nu e târziu. Nu. Dumnezeu nu e limitat. Și atât te rogi, nu l-ai băga pe Dumnezeu într-o cutie, că îți pierzi credința. Nu-i pune limite decât dacă e prea târziu. Nu, nu, nu. Zaharia a zis, e prea târziu, Doamne. Cum, la anii ăștia? Nu, nu, nu. Nu-l băga pe Dumnezeu, ci lasă-l pe Dumnezeu să lucreze, pentru că Dumnezeu are timpul lui și vremea lui când el lucrează. Chiar dacă erau înaintați în vârstă, Dumnezeu știe felul care să lucreze. El are vremea lui care știe să pune toate lucrurile în rânduială. Dumnezeu știe să schimbe lucrurile, chiar dacă nouă ni se pare că sunt sucite. Cuvântul Domnului spune, îngerul îi spune, pentru că n-ai crezut lucrurile care se vor întâmpla la vremea lor. Are Dumnezeu în vremea lui când este scos din timp și spațiu. De aceea când Dumnezeu răspunde la rugăciunea tate, când vine să rezolve necredința din noi, să ne mai dea credință și mă rog ca astăzi când ne rugăm și vom sta și la masa Domnului, să mai cerem de la Domnul să ne dea credință, să ne rugăm cu mai multă pasiune, chiar dacă n-am văzut încă. Dumnezeu lucrează după ceasul lui, nu după ceasul nostru. De aceea este important să ținem bine în minte acest lucru. Și al treilea lucru care aș vrea să închei, când Domnul răspunde la rugăciuni, uitați, când Domnul are un plan mai mare decât ți-ai propus tu. Când Domnul are un plan mai mare decât ți-ai propus tu. Oamenii aceștia au vrut să aibă și eu familie ca toată lumea. Să fie în rânduială cu toți. Aibă și ei copii. Spune că au vrut să aibă și ei copii, dar vine cuvântul Domnului și spune, auzi, eu o să-ți dau un copil, va fi băiat și o să-l cheme și Ioan. Așa spune versetul 13. Domnul îi dă detalii, spune, copilul ăsta care se naște acum nu e copil oarecare. Copilul ăsta e un copil special. Este un copil deosebit. El se naște, uite și cum să-l chemi. Că la nașterea lui, când au venit, au zis, hai să punem Zaharia Junior. Și au zis ăștia, nu merge, au zis Elisabeta. Dar de ce? Dar nu-i scrim numele. Și ăștia au crezut că, na, acum ăsta e mut și ea se face ce vrea ea. Și au zis, nu, întrebați-l pe el. Și au zis, Zaharia, dați-mi o tăbliță, făcut semne. Și zice, numele lui va fi Ioan. Și când a zis Ioan, i s-a deslegat gura. Ce puse ore, numele lui va fi Ioan. Oh, dar nu cum Ioan? Dar nu Zaharia? Nu. Dar de ce? Copilul ăsta e un copil special. Dumnezeu are un plan mai mare decât te gândești tu atunci când Dumnezeu întârzie să răspundă la rugăciuni. Foarte interesant că Domnul îi dă toate detaliile. Nu mai trebuie să meargă Zaharia la ultrasound pentru că Domnul îi spune că va fi băiat. Și spune și cum să-i pună numele. Am aici în Arizona un prieten bun, cred că mulți îl cunoașteți, Dani Podobia. Și îmi permit să spun istoria aceasta, pentru că suntem prieteni buni și nu se supără. Și Dani, cu ani în urmă, avea doar două fete. Și tot și-a dorit să mai aibă un copil și nu a mai venit copilul. Tot un băiat, nici cum. S-au tot rugat și nimic. Vremea aceea era, cred că prin 2010 sau așa, 2008-2010, pe vremea aceea venea aici un frate, a fost un frate și la Maranata, când eram aici la Maranata, fratele Vasile de la Ucraina. Nu știu câți mai țineți minte pe fratele Vasile. A fost vremea aceea când a fost stăruințele acelea și Domnul a botezat-o mulți tineri cu Duhul Sfânt în perioada aceea. Nu știu cum mai țineți minte de el. Și el s-a rugat și fratele Vasile a avut o lucrare pentru Dani și a spus, Domnul mi-a arătat că îți va da un copil și vei avea un băiat. În scurtă vreme vei avea un băiat. Și Dani a zis, ok, dacă așa zice Domnul, așa să fie. A trecut vremea, fratele s-a dus și s-a reîntors înapoi. Când s-a reîntors înapoi, a mers și a cazat la fratele Dani acasă și se întâmplă, da, sora Ida a rămas însărcinată și acum urma să meargă să vadă, a fi băiat sau fată, ce-a fi. Să meargă la ultrasound. Când fratele era la ea acasă și acum Dani, el e așa mai, ce cunoașteți mai de aproape, el e așa mai șugubăț, puțin așa mai... Și a zis, frate Vasile, astăzi mergem să vedem dacă a fost de la Domnul sau nu. Că o venit copilul, acum o vedea, dar trebuie să fie lucrarea până la capăt, că dacă nu...
Și a zis, mergem să vedem. Și au mers și bineînțeles că era băiat. Dar când a venit de la casă, a zis, hai să un pic să necăjez pe fratele Vasile. Și când a venit acasă, a venit cu o față așa tristă, amărâtă. Și fratele Vasile, când a văzut că l-a așteptat, așa era tensionat, fratele, a zis, da, cu ce-i? Și fratele Vasile zice, de data asta e dat-o în bară, e fată. Și ăsta fratele a muțit, a albit, n-a mai zis nimic, s-a dus în cameră, n-a mai vrut să vorbească cu nimeni. Dani l-a lăsat să fie arbăzut propriul domnul ăsta, a mers în cameră, dar n-a stat, s-a rugat și după câteva ore a ieșit afară, val vârtie și a zis, m-ai mințit, domnul mi-a spus că e băiat, băiatul-i. Și a zis, Dani, a zis, da, e băiat, m-am vrut să te pun puțin la stres. Dumnezeu când vorbește, Dumnezeu și împlinește. În detalii ce-a spus, auzi, o să ai un băiat, nu o să fie fată, și o să-i și pui numele Ioan. Pentru că am un plan cu el. De fapt, toți copiii noștri vin cu planurile lui Dumnezeu. Toți copiii noștri credem că sunt cuprinși în planul lui Dumnezeu. Amin? Credem lucrul acesta, de aceea îi și ducem la binecuvântare. Să-și pună Domnul numele peste ei. Dar copilul acesta a avut ceva aparte. Ei au vrut să aibă doar o familie, să fie și ei în rând cu ceilalți. Dar Domnul a zis, auzi, după atâta așteptare vreau să-ți dau un copil deosebit. Nu e un copil oarecare. Uite, o să-i pună numele Ioan, dar nu numai că o să-i pună numele Ioan. Îi spune și cum vor reacționa oamenii când se va naște el. Versetul 14 spune așa. El va fi pentru tine o pricină de bucurie și veselie și mulți se vor bucura de nașterea lui. Îi dă detalii. Cum o să fie când se naște copilul. Apoi vorbește despre chemarea acestui copil, versetul 15. Căci va fi mare înaintea Domnului, nu va avea nici băutură amețitoare și se va umple cu Duhul Sfânt încă din pântecele maicii sale. Extraordinar. Spune, auzi, copilul ăsta va fi plin de Duhul Sfânt încă din... Se va umple, va trăi o experiență. Și se împlinește. Se împlinește. Tot de același capitol spune Biblia, versetul 41, spune când Maria a venit la Elisabeta, Elisabeta când a văzut-o, spune că i-a săltat pruncul în pântece și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt, spune cuvântul Domnului. Și versetul 44 spune așa, fiindcă iată cum mi-a ajuns la ureche glasul orei tale, mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie. Știți că copilul dă și chix de la o anumită, de câteva luni, știe acolo, mama știe cum îi simte. Dar asta nu e una din loviturile alea. M-am uitat să văd în limba ebraică ce semnează cuvântul, în limba greacă. Cuvântul scherto nu semnează să kick, însemnează să jump, să sari sus de bucurie. S-a întâmplat ceva, s-a coborât, nu a fost când dă copilul acolo cu piciorul și se mișcă acolo. Și îl simți, și îți place că simți copilul acolo că mișcă și te bucuri de el. Simți că e viața ta. Nu, e ceva mai puternic. S-a umplut cu Duhul Sfânt, a venit Duhul Sfânt peste copilul acela. Mă rog că în această zi Duhul Domnului să se coboare peste toți copiii noștri. Că toți avem și peste noi, dragii mei, numai peste copiii noștri. Că ne cam lipsește Duhul Sfânt și nouă. O, Doamne, ai milă de noi că avem nevoie de reumplerea Duhului Tău cel Sfânt. Dumnezeu are planuri mai mari pentru noi, pentru copiii noștri atunci când Dumnezeu nu răspunde la rugăciuni și noi le considerăm uitate. Oamenii aceștia au rămas credincioși lui Dumnezeu și a zis, Doamne, noi rămâne credincioși orice ar fi. Orice ar fi, rămâne credincioși și Dumnezeu a răspuns credincioșii lor. Chiar dacă n-a avut credință și oarecum omul acesta a trebuit să treacă printr-o experiență ca să vadă că Dumnezeu va putea să schimbe imposibilul în posibil. Experiența lui Zaharia pentru noi este dovada faptului că Dumnezeu și astăzi mai face minuni. Răspunde la rugăciuni pe care noi nu am încetat să ne rugăm. Mâna lui Dumnezeu este și astăzi aceeași care poate să rezolve problema necredinței din noi. Și apoi, frații mei, nu uitați că Dumnezeu nu răspunde imediat. Este pentru că are un plan mai bun ca și planul nostru. Are Dumnezeu ceva mai bun. Poate te gândești, Doamne, aștept să-mi răspunzi la copilul meu, la fiica mea. Vei mai lucra vreodată? Dumnezeu are planul lui. La noi la biserică a fost un frate, a fost o familie la noi la biserică, au trecut la Domnul amândoi părinți, frați. Era slujitor în biserică, frate Mihai Trișcaș.
La COVID s-a îmbolnăvit, a avut și ciroză și la COVID el s-a dus, soția lui a plecat cu ceva vreme înainte. Și unul din ultimii copii, ultimul copil al lor, Benny, s-a dus în lume, a trăit viața lui cum a trăit-o. Și s-au rugat pentru el multă vreme. Mi-aduc aminte atunci când am mers să o vizitez pe sora la spital, sora Ana, mi-a zis, frate Gabi, te rog un lucru, ai grijă de Benny. Eu mă duc, dar ai grijă de Benny, că m-a rugat mult pentru Benny. Și la mormântarea lui, mamei lui a venit Benny și a spus, Benny, mama ta mi-a spus că trebuie să am grijă de tine. Dar pe ori ochii a intrat și pe alta a ieșit și Benny n-a venit. A murit tatălui. Și la mormântarea lui tatălui lui din nou m-am întâlnit cu el și a spus, Benny, că nu-mi răspundea la telefoane, ce mesaje, nimic. Benny, s-a dus și tatăl tău. Și tu nu te-ai întors la Domnul. Întoarce-te la Domnul, hai să stăm de vorbă. Și nu mi-a răspuns. M-a tratat foarte rece. Și a trecut vremea și la noi la biserică, din când în când, mai și-aminteau frații de Beni. Că fratele, și tatăl și mama ne-a cerut să ne rugăm. Pentru s-a dus, amândoi s-a dus. Într-o zi, Beni era cu plete, era plin de inele pe toate degetele, motociclist din ăla cu Harley Davidson. Nervos, pletos. Și într-o zi, cine vine la biserică? Tuns, fără inele, fără nimic. M-am speriat. Zice, cine ești? Bă, tu ești Beni? Iar eu sunt frate Gabi. M-au ajuns rugăciunile părinților mei. Și fără să facă nimeni evangelizare, Dumnezeu l-a dus pe Beni acasă. Astăzi slujește în biserică, este la noi în biserică. Un tânăr devotat care îl caută pe Dumnezeu și slujește pe Dumnezeu. N-a răspuns Dumnezeu la rugăciune în timp ce trăiau părinții, s-au dus. Probabil că a fi pus categoria aceasta rugăciunilor la rugăciuni uitate. Să Dumnezeu a știut și a avut alt plan. Bine acum s-a înscris la școala biblică, la sora Scriptura, și îl caută pe Dumnezeu, o minune. Bine, nu lipsește de la biserică. A început să fie ușier la biserică, e ușier. Să dea mâna cu toți. Vine îmbrăcat la patroaci, la cravat, la costum, băia Gigel. Nu mai are acum pe nimeni la noi în zonă, familia lui, biserica noastră. Dar Dumnezeu a schimbat lucrurile. Chiar unde nu mai se credea că mai poate să intervină Dumnezeu, Dumnezeu intervine. De aceea vreau să vă încurajez, iubiți frați, iubiți părinți, la rugăciunile acelea uitate, Dumnezeu că mai are răspuns. Amin.